A iubit caii de mic copil, a fugit de acasă, a petrecut 2 ani alături de un circ, iar acum are propria sa fermă unde are grijă zilnic de 15 cai. Cunoscut de oamenii locului drept Tony Haiducul, tânărul are darul de a îmblânzi caii. A muncit din greu și la Valea Viilor, județul Sibiu, unde a reușit să organizeze o școală de echitație care atrage mulți tineri și copii din zonă. Cu elevii săi reușește să facă adevărate spectacole de călărie care adună an de an privitori din toate colțurile țării. Eu fac anduranță. La școală am învățat sărituri și dresaj, dar prefer să fac anduranță la ora actuală. E mai ușor și mai frumos. Un spectacol destul de interesant, foarte multe acrobații. Până la urmă și cei mici au încercat să facă un număr destul de periculos, să-i spunem. Periculos poate pentru dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, dacă caii se obișnuiesc cu lucrul ăsta și îl fac zilnic, o oră cât au ei antrenament, nu e periculos deloc. Am văzut foarte mulți copii. Dragostea pentru animale, mai ales pentru cai, este destul de mare. Da, noi încercăm, eu unul încerc să transmit de mai departe pasiunea mea din copilărie, care am crescut la țară și n-am avut unde să învăț tainele echitației, să zic așa, și vreau să transmit mai de mult că eu chiar am luptat ca să învăț ceva și vreau să transmit mai departe echitația, să o duc poate copiii mei, Doamne ajută, că încă nu am, să meargă mai, să ducă mai departe tradiția asta cu echitația. Cum îi familiarizezi pe cei mici cu aceste animale? Primul lucru, îi învățăm să meargă în pășune, deși e foarte greu să iei caii, că ei sunt liberi. Deci ei au cam 30 de hectare, 40 de hectare pe sezon, adică de la 1 mai până în 1 noiembrie. Ei sunt liberi în pășune. Și îi luăm cu noi să vadă diferența, cum să se apropie de ei, cum îi cheamă să vie, că caii sunt curioși. În momentul când ajunge un copil mic la el, calul merge la el să vadă ce-i, e ceva străin acolo în turma lor sau în herghelia lor și atunci ei vin la copii.